Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Anca Dumitra a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 35 de ani și cu această ocazie a dat și marea veste. Actrița a fost cerută în căsătorie și este mai fericită ca niciodată. De câțiva ani, Anca Dumitra trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Manfred Spendier, logodnicul ei. Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor de cuplu, însă se iubesc enorm. Cătălin Măruță a sunat-o pentru a-i ura la mulți ani, iar un detaliu a ieșit la iveală. Curios, prezentatorul TV a întrebat-o pe aceasta dacă inelul de pe degetul ei este unul de logodnă, iar Anca Dumitra a dat de înțeles că da, vă spun eu, vorba aceea din politică, merge bine totul. Suntem de ceva timp. Ceva ani, ceva timp. Eu sunt destul de discretă așa și totuși surprinzătoare. Dar nu știu ce să zic decât enjoy the time. Nu sunt foarte confortabilă în postura de a mărturisi așa chestii personale. În confortul casei suntem amândoi dezinhibați. Nu există timiditate acolo. Însă în societate, da, se poate ca el să fie un pic mai timid. Eu sunt mai vulcanică, cred. Ne asemănăm destul de mult, a mai spus Anca Dumitra. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.